Construcția autostrăzii Pitești-Sibiu a fost întârziată până acum în repetate rânduri. Artera rutieră solicitată, mai ales de către cei de la Dacia, a fost atât subiect electoral, cât și motivul care a scos în stradă zeci de mii de oameni. La Pitești, ministrul transporturilor Lucian Șova a declarat că autostrada este în linie dreaptă, numai că proiectul trebuie completat cu încă două tronsoane eco pentru ca habitatul urșilor din Făgăraș să nu fie afectat. Ultima etapă din evaluarea acordului de mediu a fost parcursă și studiul de evaluare adecvată a fost depus cam acum o lună de zile în urmă. Din acest studiu a reieșit faptul că pentru ca acest proiect să întrunească toate standardele privind finanțarea din partea Comisiei, mai trebuie construite adiacent autostrăzii două ecoducte care să faciliteze circulația mamiferelor mari în zonele respective. Ministrul spune că proiectul autostrăzii va fi continuat chiar dacă el va fi schimbat, fără a fi aduse modificări, pentru că a fost deja aprobat de Comisia Europeană.